Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț. O dimineață mai grea, mai complicată pentru noi aici. A apărut și Mesagerul de Neamț, numărul 445. Ce să spun, cu ocazia asta mai dăm încă o dată prilej celor care ne prevedeau dar 3 luni de existență, ne mai dăm prilejul încă o dată să numere aparițiile ziarului, să se uite prin el și să vadă ce anume mai apare. Pentru că este joi, suntem cu mâinile curate după un control făcut înainte de emisiune, alături de domnul dr. Liviu Arbuz, cu care, ca de obicei, vom dezbate probleme, zic eu, importante și grave. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Apreciez faptul că ați venit la noi, cu atât mai mult cu cât astăzi știu că aveți o aniversare frumoasă. Vă doresc la mulți ani! Mulțumesc foarte mult! Din partea tuturor colegilor de aici și a celor care apreciază campania cu mâinile curate lansată de la Piatra Neamț, după aceea ea s-a multiplicat așa și prin alte zone. A fost primul gest, să-i spunem, civic al unui om care a luat în mâinile lui o campanie de conștientizare atunci când multă lume râdea despre ceea ce se întâmplă apropo de pandemia cu COVID. Deci încă o dată la mulți ani și felicitări pentru campanie. Domnul doctor, astăzi o emisiune, cum să vă spun eu, noi am vrut să o facem altfel inițial, dar după ce am avut ziarul gata, pregătit săptămânalul, și după ce... Spuneați că v-au dat doar 3 luni. Ne-au dat 3 luni. Nu știau că e multiplu de 3. Da, e multiplu de 3. Fără limită. Așa. După ce am văzut ziarul, am zis că am cu cine vorbi despre un lucru care este extrem de important. Noi vorbim acum, în timpul pandemiei, despre necesitatea de a ne spăla pe mâini, de a ne menține curați. Dar dacă aruncăm un ochi în jurul nostru, vedem că avem lucruri extrem de apropiate de noi, pe care nu le băgăm în seamă și care ne distrug cu adevărat viața, habitatul în care trăim. Și asta este o tara omului de a nu observa, de a să și spune, nu vezi bârna din ochii tăi, da. Dar... Avem o deschidere de ziar, cartierul Văleni, un sat, poți să intri dacă poți să dai de la mine, domnul Bogdan, da? Un sat cu apă ruginie plin de gunoaie și de infracționalitate. Observați pe fundal cum arată. Este o zonă din orașul Piatra Neamț. Nu insist foarte tare asupra cartierului în sine, ci asupra unei mentalități administrative. Aici este o zonă unde ni s-a spus că primăria a aprobat să se pună resturi din construcții pentru a nivela terenul respectiv. Ori eu ceea ce văd acolo nu sunt resturi din construcții. Sunt resturi din confecții. Sunt resturi din confecții, sunt resturi de gunoaie menajere, etc. Da, și întrebarea noastră, domnule, acolo dacă este un depozit oficial, cine îl controlează? Da, din păcate, în primul rând, ar trebui să vorbim de prevenție. Pentru că, eu în principiu, gunoaiele nu vin din cer, nici de la extraterestri. Noi producem aceste gunoaie, noi creăm ad hoc depozite de gunoi, gropi de gunoi, dar atunci când primăria își asumă și declară o zonă ca fiind groapă de gunoi pentru resturi de la construcții, pentru deșeuri generate de activitatea de construcții,
cred că a trebuit să o și organizeze, să o securizeze și să aibă grijă ca acea locație să fie practic folosită pentru ceea ce a fost alocat, adică să fie doar pentru deșeuri din construcție, dacă într-adevăr se justifică acolo o astfel de zonă. Dar, repet, pe noi ne caracterizează să inițiem tot felul de depozite ad hoc, de gunoi mai ales, o să murim îngropați în gunoi. Dar vorbim foarte prețioși despre Green Deal, despre politice Uniunii Europene, aici este despre problema. Banii alocați pentru această zonă. Și ce zonă. Proiecte frumoase facem noi, aducem autobuze electrice. Asta este minunat. Eu vorbeam acum 4 ani de zile despre un oraș inteligent și de necesitatea transportului ecologic, care înseamnă autobuze electrice. Aducem autobuze electrice și le facem bandă proprie. Și asta într-o zonă unde avem două benzi. Ce vom face cu restul traficului? Dacă vom ocupa o bandă în Piatra Neamț, eu știu ce înseamnă asta. De la intrarea în oraș până la ieșirea în oraș. Va fi un dezastru. Eu mă întreb unde este comisia aia de transporturi, cum se cheamă ea. Am observat că domnul primar a descoperit și principiul de mobilitate urbană, acum vorbește foarte prețios despre el, acum 4 ani nici nu-l înțelegea și spunea că este un science fiction, că așa ceva nu există. Iată, există și a început să-i placă. A început să-i placă să se laude cu ceea ce înseamnă Smart City. Domnul doctor, acesta este punctul de plecare, dar zilele trecute, săptămâna trecută, chiar dacă nu mă înșel, am discutat inclusiv la radio, am discutat despre poluarea de pe râuri, cu peturi pe lacul de la Bicaz. Avem și alte surse de poluare în Neamț. Nimeni nu discută serios problema. Nu vezi un plan, o strategie, o dezbatere. N-a existat niciodată o strategie. Apropo și de orașul inteligent și despre mobilitatea urbană, nu există o strategie. La primărie se merge pe principiu, ai prins un proiect, nu contează, hai să-l luăm și o-mi vedea noi. Deocamdată oricum nu este inițiat niciunul, niciunul nu este în fază de execuție. Vorbeam despre digitalizare, la fel. Acum a aflat primăria despre ceea ce înseamnă digitalizarea administrației publice locale. Vorbeam despre mediu și aminteați emisiunea de la radio. Următoarea criză majoră după pandemie va fi criza apei. Noi aici am fost așa un fel de mama omida, am anunțat pas cu pas, desigur informându-ne, nu visând peste noapte, despre lucruri care se întâmplă în jurul nostru în toată lumea. Am vorbit despre criza apei, criza de mediu, încălzirea globală, lucruri care în această perioadă vor veni în cascadă. Uitați-vă puțin ce se întâmplă cu vremea, cu clima. Uitați-vă fenomenele extreme climatice. În ultima perioadă la Piatra Neamț ne-am confruntat cu fenomene extreme. Nu există niciun fel de politică atunci când vorbim despre gestiunea, managementul apei. Singurul management bun al apei este economia pe care o face prin apa SERV, deși eu dacă aș fi primar în Piatra Neamț, cred că m-aș duce și m-aș bate cu directorul de la apa SERV. Este absolut inadmisibil. Eu aș vinde bilete. Vă dați seama, un meci de box chitic pe cale. Gândiți-vă la zile trecute în blocul în care stau pe Eminescu, că nu e un secret, aștept pe toată lumea astăzi să au pahar de șampanie. Vedeți că s-ar putea să vină. Gândiți-vă că a fost apa întreruptă de 4 ori fără a fi anunțat în prealabil. Păi vorbim de igienă, vorbim de mâinile curate, vorbim de pandemie și noi nu avem apă la robinet. Este inadmisibil. Mereu aud, nu e vina noastră, e vina lui Apa SERV, Apa SERV care nu mai are bani să facă rețelele. Tot timpul există bani pentru toate, în afară de lucrurile vitale pentru cetățeni. Trebuie să știi să-i și cauți banii.
Haideți să vă... Nu, că ei găsesc, dar încheltuiesc pe ce nu trebuie. Am să vă dau un exemplu. De era a început schimbarea, mișcarea coșul de gunoi, și au început să schimbe coșurile de gunoi, cele vechi din plastic, verzi, cu saci verzi, pentru că am făcut așa o analiză integrată a coșurilor de gunoi și acum am devenit specialist în coșuri de gunoi. Și m-am uitat și eu la fiabilitatea acestor coșuri de gunoi noi, care sunt din lemn, expuse, intemperii. Deci coșuri de gunoi care, dacă mă întrebați pe mine, vor avea o durată de viață de un an de zile. De ce mereu să cheltuim banii pe prostii? Așa a fost și acțiunea dozatorul de dezinfectant. Bani aruncați, bani aruncați, bani aruncați. Eu vă propun 3 minute să urmărim împreună un mic material făcut care în zona Vălen, care întărește materialul din ziar și cu imagini. Știți că de multe ori cititul doare și atunci am zis că dăm și imagini. El este un scurt rezumat. Și după aceea continuăm discuția. Vă rog, băieți, dacă puteți din regie, să dați drumul la material. Deși face parte din municipiul Reședință de Județ, cartierul Vălen nu se încadrează din niciun punct de vedere în ideea de urban. Există străzi de pământ pe care vezi oameni cărând apă cu găleata, există praf, mormane de gunoaie la câțiva metri de zona cu vile, locuințe sociale și mai ales există Vălen 2, partea sordidă, rău, famată, un focar de infecție și de infracționalitate. Intrarea în inima cartierului se face peste un pod încă în lucru, lângă care există un excavator, a cărui cupă a devenit tomberon. Oamenii se adună în jurul nostru crezând inițial că suntem de la primărie și se plâng sperând să afle primăria prin noi. În primul rând, pe strada Ion Sergentu, nimeni nu are apă. Acum vreun an și jumătate s-a construit un fel de stăvilar care să potolească debitul unui pârâu. Însă în timp, mâlul s-a adunat și a acoperit fântâna și izvorul care aprovizionau cu apă toată strada. Acum, prin țeava trasă de localnici, curge apă maronie care nu poate fi folosită nici la spălat hainele. Ne ducem la pompa acolo numai decât. Unde e pompa? Tot mai aproape de șosie. Acolo? A, de acolo trebuie să cărați? Da. De acolo, aici, da. La maică. Ca să poți să speli și un vas. Cu roabă, cu ceva. Să fac mâncare, să... Blidoanii. Asta e... Eu, ia, băi, e condiții răd. Mai închitat, mai la... Uitați și domnul care e în vârstă, are 80 de ani aproape și el de tot de acolo care a fost. O pun într-un bazen așa, așa. Cum am robinetul aici, mai decantează mizeria aceea. Să spăl întâi un blid, o cană, nu știu ce, și după aceea cu apă mai curată, îl decantez din nou. Acum, de când s-a făcut asta, de vreo 2 ani, 3 ani de zile, unde să... E al treilea rând ăla de la mijlo, găurile alea mici, până de acolo, să pune jos la subsol, e un plâng cu balasul tău, că au fost florile alea, anul trecut. Au fost toamnii nebine. În zona de vile, unde capacele de canal din metal au fost înlocuite cu dale din beton, semn că ferul este la mare căutare, oamenii au încercat să-și înfrumusețeze viața. Au plantat trandafiri agățători, au pus jardiniere cu flori pe balcoane, dar mirosul lor pălește în fața duhorii care vine dinspre ultimul rând de imobile. Și explicația este vizibilă, la doar câțiva metri mai încolo, unde sunt nenumărate mormane de pământ și resturi din construcții. Poliția locală Piatra Neamț, care are un compartiment de mediu, ne-a informat că depozitul de gunoaie din spatele vilelor din Văleni a fost înființat cu acord primăriei, că între timp oamenii care au descoperit oportunitatea au dus acolo tot ce aveau de aruncat, e altă discuție. Am revenit în direct, oameni buni, sper că ceea ce ați văzut, imagini filmate la începutul săptămânii, v-a făcut să înțelegeți exact care este situația acolo. Pe fundal ați văzut, sunt niște blocuri micuțe, dar blocuri, hai să le spunem vile, în care trăiesc oameni. În partea cealaltă avem acel cartier locuit
de romi, în care ați văzut, se cresc cai. Acolo, lângă casă, copii care se joacă în toată mizeria aceea. Și ca să ne lămurim, domnul doctor, sper că v-am convins cu imaginile acestea, că nu sunt poze. Dar nu este noutate. Eu am fost de mai multe ori în zona aia. Nu este noutate. Situația e așa de minim 7 ani de zile. Desigur, ea se agravează pentru că cu fiecare oră crește cantitatea de gunoi, crește gradul de infracționalitate produs de zona Valen 2 de containere. Eu am fost acolo. Oamenii aia trăiesc mai rău decât în ghetouri. N-am mai văzut așa ceva decât în favele în Brazilia, ce am văzut în zona aceea. Eu vă propun să stăm de vorbă cu cineva de la Garda de Mediu, întrucât directorul Gărzii de Mediu, domnul Petrariu, este în concediu, este bolnav, am înțeles, de mai mult timp. O să am vorbit de ieri cu domnul Iacob, cel care îi ține într-un fel locul acolo, și să sperăm că ne va lămuri un pic ce e cu aceste gunoi sau dacă vor interveni acolo cu atribuțiile pe care le au ca instituție. Da, vă rog. Bună dimineața, domnul Iacob. Bună dimineața. Îmi cer scuze că... Stimat, domnul Bălănescu. Îmi cer scuze, suntem la o cafea de dimineață împreună cu domnul doctor Liviu Harbuz. Emisiunea se cheamă Cu mâinile curate, că tot ne protejăm de coronavirus într-un mediu poluat, cu semnul întrebării, evident. Ați văzut imaginile pe care le-am difuzat? Nu, n-am posibilitatea să... Am înțeles, sunteți la treabă. În cartierul Văleni, am difuzat niște imagini acum cu o zonă în care avem extrem de multe gunoaie aruncate. Da. Oficial am înțeles că acolo ar fi o zonă în care se depozitează resturi din construcții. Acum, e adevărat că într-un timp se făceau construcții și din peturi și din cârpe, dar aici se pare că avem o cantitate extrem de mare de material de construcții de acest gen. Aveți știință despre ce se întâmplă acolo? Aveți vreo reclamație înregistrată și dacă da, ce acțiuni ați făcut în zonă, dacă avem de consemnat măcar vreun avertisment, ca să nu vorbesc de amenzi? Domnul Bălănescu, în zona Văleni avem o reclamație care a fost depusă săptămâna trecută la Garda de Mediu. De luni am inițiat o acțiune de verificare în zonă împreună cu reprezentanța ai primăriei Piatra Neamț și a poliției locale. Deja marți și miercuri echipa a inventariat 8 puncte de depozitare necontrolată, neconformă, de deșeuri din demolări și deșeuri menajere. Este foarte adevărat că sunt zone unde preponderent deșeurile se aruncă pe terenuri neadecvate. Sunt comunități în care acest lucru se întâmplă mai des și sunt comunități unde totuși regulile și normele din domeniul protecției mediului sunt respectate. Deci sunt inventariate depozitele respective. Urmează să fie încheiat un act de control împreună cu primăria și poliția locală, instituții care au participat la control. Urmează să fie stabilite termene și măsuri de remediere. După expirarea acestor termeni, vom verifica cum se prezintă situația din zonă. Domnul comisar, îmi cer scuze că insist. Acum o lună de zile, două, nu mai țin minte exact, trei chiar, am publicat niște imagini din zona orașului Târgu Neamț, pe malul Ozanei, exact cu același tip de gunoaie, deșeuri. După o săptămână jumătate, nu știu cine, dar bănuiesc că tot Garda de Mediu,
a fost acolo, a făcut o acțiune de control și, din câte știu eu, s-a lăsat cu o amendă la adresa primăriei. Atunci nu știu să fi fost chemată primăria în acțiunea de control. Poate nu știu eu bine, poate așa s-a întâmplat. Mie mi se pare totuși puțin cam mult să chem primăria ca parte în acțiunea de control, când ea este cea controlată, după părerea mea. Domnul Bălănescu, care este regula legală? Dacă este vorba despre un teren privat, responsabilitatea este a proprietarului terenului. Dar în cazul abandonării de deșeuri pe suprafețe de teren care aparțin domeniului public, responsabilitatea salubrizării zonei respective revine autorității administrației locale. Adică primărie în cazul nostru. Adică primărie. Este normal să-i chemăm să participe la acțiunea de control. Este legal să stabilim termen de remediere, pentru că nu primăria a transportat și a depozitat deșeurile respective. Sunt cetățeni, sunt societăți care profită de faptul că zona nu este supravegheată în permanență și abandonează deșeuri. Lucru care de regulă se întâmplă, în mod special referitor la deșeurile din construcții, se întâmplă după amiază, seara, când societățile își încheie activitatea și în drum spre sediu se descurcă cu deșeurile respective, abandonându-le în zone nesupravegheate. Deci este o situație care se regăsește și în alte puncte din județ. Am avut foarte multe sesizări în acest an, cam de 3 ori mai multe față de anul anterior. Sesizări referitoare la depozitări necontrolate de deșeuri. Domnul comisar, domnul dr. Liviu Harbuz dorește să vă spună, să vă adreseze o întrebare și dânsul. Bună dimineața, mă bucur să fiți în direct cu noi. Așa cum bine spuneați, domnule comisar, atunci când vorbim despre domeniul public, desigur, administrația publică locală are în competență asigurarea acestor terenuri care intră în patrimoniul lor. Dar eu mă întreb altceva. Este obligatoriu să fie sesizată garda de mediu sau primăria poate lua măsuri și fără prezența gărzii de mediu? Normal, domnul doctor, cea mai bună variantă este intervenția directă a autorității administrației publice locale fără să se ajungă la sesizări. Pentru că eu bănuiesc că garda... Domnul doctor, da, mă scuzați. Dumneavoastră știți că sunt zone sensibile în care depozitările de deșeuri, depozitările necontrolate, sunt cu preponderență față de alte zone. Da, este foarte adevărat. Dumneavoastră sunteți foarte elegant și nu vreți să spuneți că este o zonă cu o anumită categorie de populație. Acolo bănuiesc că cam ăsta ar fi mesajul, mai sus sau mai jos. Dar... Domnul doctor, pe mine m-au îngrozit imaginele pe care le-am văzut în această săptămână pe posturile naționale referitor la deșeurile de pe cursurile de apă. Efectiv, m-au îngrozit imaginele respective. Păi, puteți merge până la Bicaz, la baraj, și o să vedeți imagini de coșmar ce au adus inundațiile de pe afluenții care se scurg astăzi, în lacul de la Bicaz. Domnul doctor, astăzi exact această activitate am programată. După imaginele pe care le-am văzut, vreau să vizionez zona lacului Bicaz, să văd cum se prezintă. Dar vă spun, acum o săptămână și jumătate, ultima dată când am fost în zonă, situația era, aș spune, pozitivă. Păi da, nu pentru știu... că nu veniseră torenții din toate comunele care se varsă, toți torenții care se varsă în lac, pentru că gunoaiele vin din fiecare comună. Corect. Domnul comisar, sunt convins că aveți probleme în sensul ăsta, pentru că până la urmă gunoaiele nu cad din cer și nu le aduc extraterestrii, tot oamenii le produc. Corect, domnul doctor. Corect. Dar eu am o întrebare. Ascultat.
care este politica de prevenție? Pentru că avem nevoie de o politică de prevenție, mai ales a autorităților publice locale, pentru că dumneavoastră constatați, luați măsuri, dați amenzi pe bună dreptate în baza legislației, dar eu cred că sunteți încărcat de o sarcină inutilă în condițiile în care nu se face prevenție. Toate lucrurile astea pot fi prevenite. De primarii din comunele care au praie și torenți care se varsă în lac. Avem problema asta de peste... De când au apărut peturile în România avem problema asta. Da. În anii anteriori am solicitat ca pentru deșeurile de PET să se stabilească un preț de recuperare, așa cum se întâmplă cu fierul vechi. Alo? Da, vă ascultăm. Dacă ar fi o valoare de recuperare pentru aceste deșeuri, nu ar mai ajunge pe cursurile de apă, ar fi colectate de către cetățeni și predate acestor centre de unde se poată beneficia de un voucher, de exemplu, pentru cumpărături. Domnul comisar, cum se întâmplă în alte țări? Este simplu. Da, domnul Bălănescu, da. Dar de ce nu se întâmplă și la noi? Păi nu știu, eu cred că nu se întâmplă la noi pentru că nu există suficientă presiune care să vină dinspre populație pentru așa ceva, dinspre autoritățile care se ocupă cu prevenția, cu sancționarea. Mai ales autoritățile locale, care ar trebui să facă prevenție, desigur, sub coordonarea agenției de mediu, gărzii de mediu, pentru că eu știu că sunt o groază de programe de informare și educare în zona mediu. Da. La nivelul județului, la acest moment, este în derulare, în fază finală de aprobare, planul de gestionare a deșeurilor. Document care ar trebui pentru 10 ani să stabilească care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze instituțiile, operatorii economici, instituțiile de control. Și cine le realizează, domnul comisar? Planul județean se dezvoltă de către Consiliul Județean Neamț în colaborare cu autoritățile de mediu, cu administrațiile publice locale. Deci este Probabil cu Rosal. Împreună cu Rosal. Împreună cu toți operatorii economici. Era o mică remarcă, hai să-i spun, de joi dimineața. Vă mulțumesc tare mult. Înțeles, domnule. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Mulțumim. Și sunt convins că emisiunile pe care le-a realizat în acest domeniu mai aprind câte un beculeț și pentru cetățenii care sunt... Eu sunt de acord cu dumneavoastră pentru cetățeni, dar poate ar aprinde un bec mare, pentru evident, autorități. Pentru autorități, pentru că, scuzați-mă, domnul comisar, mie mi se pare inadmisibil în perioada în care trăim, în care punem camere de supraveghere peste tot, așa ca să putem supraveghea inclusiv cine stă și unde stă și cum stă, și să nu punem o cameră în Văleni, undeva, să vedem care sunt acele mașini fantomă care duc după ora 4 gunoaiele. Și mi se pare la fel de inadmisibil să nu pun două plantoane de la poliția locală pe post de planton acolo, care să nu facă altceva decât să noteze numerele de mașini. Îi și deghizăm, dacă vreți, că nu cred că e foarte greu să se integreze în peisaj. Și atunci am avea repede o realizare. Îmi cer scuze, n-am putut să nu fac această precizare. Vă dorim o zi bună și să ne spuneți și nouă ce ați găsit la Bicaz. Vă doresc sănătate și o zi bună și dumneavoastră. Domnul Iacob Irimia este un domn extrem de elegant. Și încearcă... După cum vorbește, și un specialist. Și un specialist. Este unul din puținii specialiști care a mai rămas în... E valabilă toată țara. Așa, unul din puținii. A mai rămas câțiva. Așa. Da, avem câteva mesaje. În primul rând, la mulți ani inspirați, vi se spune, de mai multe persoane. Mulțumesc, mă străduiesc. Așa.
o doamnă care pe mine mă critică la fiecare emisiune cu dumneavoastră, doamna Lavinia Dumitrache Irina, spune: greșit, domnul Vălănescu, ca ei se cresc în case la Văleni, inclusiv în vile, nu numai în modulele din Văleni 2, spune doamna. Probabil că știe exact care este situația acolo și asta ridică un alt semn. Acolo nu controlează nimeni nimic. Dar știți că poliția locală are camere la Văleni 2. Eu pot să vă spun. Eu vă spun o poveste scurtă. Spuneți-mi eu. În campania de acum 4 ani, când am candidat la primărie, am fost împreună cu colegii mei să vizităm Văleni 2 și să vorbim cu oameni. Și brusc, toată poliția locală a venit după noi să ne verifice dacă ne-am dus să le dăm bani celor de acolo, pentru că așa s-a primit o reclamație anonimă de la primarul interimar, era anonimă. Și o semnăm anonimă. Deci, dacă au putut veni după noi acolo pentru că au avut o reclamație și pentru că ne-au văzut acolo, ne-au și spus, v-am văzut circulând printre și am venit doar să verificăm. Nu să vă protejăm. Nu, de proteja nu era cazul pentru că, repet, este deprimant ce se întâmplă acolo. Noi nu realizăm că fără prevenție ne va crește criminalitatea și o să ne întrebăm de ce. Vă întrerup un pic. Acolo s-a întâmplat, acum, de curând, DICOT-ul a săltat niște băieți de acolo care luau taxă de protecție. Vă închipuiți că niște băieți de acolo luau taxă de protecție de sute de euro pe lună de la alții de acolo? Cum făceau aia rost de banii aia ca să le dea? Vă spun eu cum. Furând capace de la canale, deci, ați văzut în Văleni 1, nu mai există capace la canale. Deci, cum spunea și reporterița, spunea că ferul e la mare căutare. Ferul e la mare căutare. Nu? Fer avem. Da. Doamna Alina Bârliba, bună ziua, este foarte simplu. Pentru colectarea petrolului trebuie stabilit o taxă pe PET care pentru returnare la punctele de colectare. Acolo ar putea mie îmi place că auzim reprezentanții autorităților că știu ce ar trebui să facă. Dar nu fac. Dar nu fac, de ani de zile. Deci gândiți-vă tonele care plutesc pe lacul de la Bicaz. Tone de plastic. Sunt foarte mulți bani. Eu cred că dacă ar da, nu știu, nu realizez 0,10 bani pe o sticlă, vom vedea foarte mulți conaționali exersând notul... Pescuitul, notul, un nou sport, pescuitul la pet. Cred că și cu plasa sunt stare să pescuiască peturile. Numai să nu dea asta, cu dinamită, știți? Asta înseamnă programe de prevenție. Absolut. Și vreau să vă spun că din fondurile europene, mai ales acum pe partea de mediu, sunt foarte mulți bani pentru programe de educare și prevenție. Doar că de obicei aceste programe se fac așa. Se duc la Consiliul Județean, se duc la primărie, se transformă în bani de publicitate și iese titularul de instituție și spune: uite ce am făcut, uite ce vom realiza. Și se transformă de fapt în bani de publicitate pentru persoane, pentru partide, în loc să fie eficient cheltuiți și să avem oameni informați și educați. E adevărat că și opinia publică, oamenii ar trebui să fie mai responsabili. Aici este o problemă. Oamenii ar trebui să intervină mult mai des. Absolut. Adică dacă vecinul aruncă sticlele în pârâu și pârâul ajunge în lacul de la Bicaz, oamenii ar trebui să se sesizeze. Dar eu mă întreb și primarii, de ce nu fac asta? De ce nu fac asta? Pentru că e în ochii lor. Un primar este șeful unei comunități ca o familie. Poate ar trebui să începem să educăm pe primari, să informăm, să înțeleagă ce înseamnă un program de protecție a mediului. Domnul doctor, Piatra Neamț, acest oraș, perla Moldovei, a fost perla Moldovei, stațiune turistică de interes național, ce doriți dumneavoastră, a avut o șansă imensă în acest domeniu. Acum ani mulți am avut șansa să facem depozitul de ecologic de depozitare a gunoaielor. Au fost bani veniți din afară, au fost printre primele municipii din țară, dacă nu mă înșel, Piatra Neamț, Constanța și nu mai țin minte cine era la vremea aceea.
am avut un program pilot de educare a populației. La un moment dat se făcuseră niște foișoare undeva într-o zonă a orașului, zona tribunalului, unde ați copilărit, în zona aceea. Și s-au făcut eforturi de educare a populației. După aceea au fost fonduri pentru așa ceva. Avem groapă ecologică. Nu multe orașe au așa ceva. Nu cea de la Girov. La Piatra încă se mai pot pune gunoaie, cel puțin. Bine, și apoi e discutabil apropo de mirosuri și... Nu vorbesc de gestionarea gropii. De existență, de proceduri, dar avem până la urmă șansa. Ne oprim la gestionare. Totul ține de management și de gestionare, domnul Bărbat. Păi să vă spun eu cum e și cu gestionarea. Și asta sunt management și gestionare instituțională. Pentru că domnul comisar se plânge că sunt mulți care aruncă gunoaie. Ok, vreau să văd și eu ce amenzi s-au dat pentru asta. Am întrebat, a evitat să ne spună dacă a dat vreo amendă aici. Nu mă refer doar la, la Târgu Neamț, la trei leșinați care nu, aruncă niște gunoaie. Eu întreb, când descarci o mașină de moloz deșeuri de la construcții fără autorizație, păi compania aia ar trebui să plătească niște amenzi uriașe. Și nu numai atâta, dacă primăria are acolo un punct în care poți depozita, trebuie un panou, nu? Punct pentru depozitare deșeuri din construcții. Am auzit în gura domnului viceprimar Gavrilescu că se vor pune camere de luat vederi la toate containerele care se deschid și cu card. Dar eu zic să pună în container. Ar fi mai eficient, pentru că eu l-am întrebat pe domnul viceprimar, bun, dar de unde știi tu că este gunoiul sortat în sacul pe care l-a aruncat? Atunci trebuie și un scanner. Exact. Cameră, scanner înăuntru și cu semnalizare în biroul primarului de la fiecare container. Și trebuie și un termoscan. Și la domnul viceprimar, un beculet, un panou mare și când scannerul sesizează altceva de care era să spună acum. La o parte. Dar nu e nicio glumă. Să punem camere de luat vederi pentru fiecare container de gunoi în spatele blocului, mai bine am pune în zonele de risc. Dar eu mă întreb, face agenția de mediu sau garda de mediu o analiză de risc să identifice zonele care pot genera astfel de gropi de gunoi improvizate? Da. Și în analiza de mediu, domnul, poate ne spune și cum, unde poți să mergi când ai o nevoie prin Piatra Neamț, știți? Bun, ăsta e un alt subiect. Păi nu, că ține de mâinile curate. Nu, ține de bun simț până la urmă. Adică eu am înțeles când primarul orașului Piatra Neamț a inaugurat un veceu cu panglica tricoloră, mi-am dat seama cât de atașat și cât de patriot este în acest sens. Dar n-ar putea să mai găsească niște panglici tricolore să mai inaugureze niște veceuri sau să pună niște veceuri ecologice. Toți se bat cu pumnul în piept că vor face turism, vor face tot, o să facă la Piatra Neamț turism. Păi dacă ai un oraș în care nu găsești un veceu, nici măcar ecologic, dacă ai făcut veceuri în pasaj la primărie, la Curtea Veche. Deci acolo veceurile alea funcționează o zi da, o zi nu, ca să nu mai spun cum arată. Primăria este obligată să facă o analiză. Întotdeauna pleci de la o analiză de piață. Care e cererea? Și cererea e mare pentru că nevoile fiziologice în oraș sunt destul de mari. Poate s-ar putea face o analiză. Bun. Avem terase. Avem acum puncte de interes, cum se spun, culinar-gustativ în centrul orașului. Acolo. Da, acolo s-a spus că se fac și WC-uri. La interior. A spus că se fac și WC-uri acolo pentru populație. Tare sunt curios cum funcționează sistemul. Ar fi bine ca cei din administrație, dacă tot se plimbă prin toată lumea, măcar să știe să arate cu degetul pe hartă locurile în care au fost în concediu. Și pasul 2 ar fi să învețe puțin, să ia exemplu, sunt bune practici, nu inventăm nimic, tot ce era de inventat s-a inventat. Vorbim în zilele noastre despre programe și proiecte europene în zona de cercetare și inovare. Păi nu mai trebuie să inovăm WC-ul, că el a fost inovat. Da, WC-ul funcționează de el mult timp. El funcționează. Problema acele parcuri despre care tot am auzit, mă uitam ieri pe gardul cimitirului, pe zona aia unde sunt bănci, se strâng foarte mulți tineri.
cu minți, nu se droghează, nu își pun manele, dar socializează. Și mă uitam la ei că socializau chiar la distanță de un metru și unul de altul. Era un cerc. Vin chiar și cu scaune de la pliante de pescuit. Socializează. N-ar fi mai bine să le amenajăm niște locuri în care ei să poată socializa în condiții de securitate, în condiții de igienă, în condiții în care să aibă Wi-Fi gratuit. Mi-aduc aminte cum a inaugurat domnul primar vis-a-vis de muzeu părculețul inteligent. Banca aceea inteligentă. E banca aceea care a băgat degetele în priză la Wi-Fi și a prins rețeaua. Da. Deci, da, e bună și banca până la urmă. Da. Eu nu înțeleg mai ales pe cei din zona, vorbeați de Văleni și de Văleni 2, cartierul Văleni 2. Eu am fost acolo acum 4 ani, am mai fost, recunosc, încă de vreo 3 ori, dar în campanie oamenii se plângeau că nu s-a întâmplat nimic, că nu s-a făcut nimic. În schimb, când au apărut voturile, toți cei din zonă pe care i-ați avut în imagine și care se plâng, localnicii și mai ales cei care au case, au votat cu domnul Chitic continuitate, pot vota și acum că înțeleg că domnul Chitic va candida, să voteze continuitatea și să nu se mai plângă. Dacă le place așa, să voteze așa. Întotdeauna un oraș are ce merită. Eu vă spun un lucru, domnul doctor. Că până când nu se va înțelege că primarul trebuie să-și cunoască locul lui în ecuația... Nu, să-și cunoască locul lui adevărat. Adică să fie cel care execută hotărârile Consiliului Local. Iar Consiliul Local să fie format din oameni care să nu fie yes-men de partid. Să fie oameni care să poată gândi soluții și să stea în coasta executivului. Domnul Bălănescu, nu funcționează. Și asta peste tot. Teoria asta nu funcționează. De ce nu funcționează? Așa să vă spun de ce. Pentru că avem în România primari care au știut să vină cu proiecte, care au... În primul rând avem nevoie de transparență, da? În momentul în care un primar vine cu un proiect viabil pentru comunitate, eu nu cred că cineva din Consiliu va îndrăzni să voteze împotriva interesului comunității. Ba da. Nu. Vă spun eu. Uitați-vă la Boc. Uitați-vă la Bolojan. Da. Și sunt liberali. Vă spun deci, eu. Deci eu îl consider pe Boc un primar de talie europeană. Deci Boc ar putea conduce și Viena. De ce nu se poate la Piatra Neamț niciodată? Vă spun eu de ce nu se măcar poate. Măcar să prindă firimiturile inteligente care cad de la masa. Vă spun eu lui Bolojan și Boc. Pentru că listele de consilieri se fac nu după criterii care să țină cont de ce știe ăla să facă din listă, ce competențe are. Nu, după obediență, după nu obediență, după competență. După știu obediență, nu bine. După competență. Știu foarte bine, dar... Și atunci, cum poți să lucrezi cu oameni care habar n-au despre prin ce este prin transparență, globul? Prin comunicare cu cetățenii din oraș. Trebuie implicați oamenii. Relația între o primărie, între un primar și populație trebuie să fie interactivă. În momentul în care vrei să faci ceva pentru comunitate și celălalt votează împotrivă, acest lucru poate fi făcut public. Aduceți-vă aminte când eu vorbeam de cardul cetățeanului care a asigurat transparența și controlul asupra deciziei administrative în permanență. Pentru că dacă o faci odată la 4 ani, am mai pierdut 4 ani din viață. Nu s-a întâmplat nimic. Încă, nu știu, 4 generații de copii au plecat din orașul ăsta. Cum îi motivăm pe tineri? Ținându-i pe gardul cimitirului? Sau vorbeam în campania electorală acum 4 ani despre autodromul ăla de la... da, în zona respectivă. De la, al liceului auto. Ce efort atât de mare decât să fi pus la fiecare scară de bloc un dozator de săpun nenorocit care a avut un preț de 3 ori mai mare decât e normal? 4. Sau de 4 ori, nu știu, că depinde la ce de va se da. Dacă era transparent sau nu. Nu putea fi făcut acel poligon pentru tineri, nu putea fi amenajat pe... când am spus că eu... aș optimiza cursul Cuieșdiului și aș construi o platformă pe tot Cuieșdiul în centrul orașului.
o zonă care poate fi dezvoltată, o zonă pietonală. Aud mereu că vor să facă o trecere de la Ceahlău, că e un program extraordinar, de la hotelul Ceahlău până spre fosta poștă, până spre Telecom. Care e greutatea să pui niște garduri, cum au jandarmii, să pui niște garduri și să lași în fiecare weekend pietonal centru? E un oraș în care faci pe jos 20 de minute de la un cap la altul. Nu e un oraș mare. Deci gândiți-vă că eu în București, de acasă până la muncă, am 20 de kilometri. Ce faceți în? Și 2 ore cu mașina. Da? Deci se poate. Sunt lucruri de bun simț. Se pot face. Da, aveți dreptate. Sunt lucruri de bun simț, dar... Încă o dată, atâta timp cât la noi în județ, și suntem un județ exponent, așa, la nivel național. De referință, aș spune eu. Da. Orice lucru este transformat în dispută politică. Orice lucru. Orice. Nu există. Uitați-vă ce se întâmplă acum la spital. Deci e râsul lumii. A fost sub management, sub controlul Consiliului Județean, în subordinea Consiliului Județean. După care a fost luat în coordonarea Ministerului Sănătății. Da? Adică în coordonarea... În momentul în care a fost în coordonarea Ministerului Sănătății, el a fost transformat în spital suport COVID. Da? Bun. Ulterior, s-a revenit și este sub controlul Consiliului Județean. Ce fac acum liberalii? Îi acuză pe cei de la... Că nu-l transformă... Că nu-l aduc înapoi la stadion. E noaptea minții. Deci sănătatea, viața oamenilor a devenit un ping-pong politic. Deci viața noastră ține de hachițile politice și de un război politic care nu folosește nimănui. Absurd! Pentru că PNL, PSD, tot aia e, ca să nu zic ce e, și nu înțeleg că ei pierd. Pierd pe zi ce trece, pentru că oamenii încep, încet, încet, să înțeleagă aceste foarte jocuri încet mizerabile. Gândiți-vă, oamenii cu alte patologii care ar fi trebuit să ajungă la spitalul județean. A stat cineva să analizeze statistic câți morți avem, nu de COVID, că avem mai mulți morți de alte patologii. Care n-au asta apucat să se ducă, să fie operat, să fie gândiți-vă tratați. Că noi am vorbit la colectiv de 64 de, Dumnezeu să ierte pe copiii aia, a fost o tragedie națională, chiar pe bune. Dar acum vorbim de 100 de morți la Suceava, de nu știu câți morți. Face cineva o statistică să vadă câți oameni au murit devenind victimele unui management imbecil, a unor partide care nu știu decât să-și dispute poziția și să mai găsească un loc în care să facă bani, să mai prelungească puțin starea de urgență ca să mai facă niște achiziții din sursă unică? Da, acum, revenind pe finalul emisiunii, dumneavoastră ați fost unul dintre cei... Mă scuzați că mi-a crescut tensiunea. Nu, mie mi-a convenit. Îmi place când vă crește tensiunea în emisiune. Să nu vă crească în afara emisiunii. Deci, în rest, în emisiune avem tot ce trebuie ca să vă ținem sub control. Da. Acum trebuie să vorbim despre starea de alertă, nu? S-a prelungit, nu știm pe cât timp, ce va face Parlamentul. Și acolo un cerc. Se prelungește starea de alertă prin hotărâre de guvern, fără Parlament. Fără Parlament. Parlamentul zice că noi... Absolut. Deci este un circ. Un circ ieftin. Bun. Dar ce ne facem dacă chiar există apropo o creștere de a cazurilor alertă, de COVID? Și asta este o realitate. Oamenii trebuie să fie conștienți. Relaxarea trebuie făcută responsabil. Eu, de exemplu, sunt adeptul menținerii stării de alertă atâta timp cât nu afectăm economia. Pentru că cei din Horeca trebuie să se întoarcă la muncă. Au înțeles marea majoritate că pot face asta în condițiile stabilite de lege de protejare împotriva COVID-19. Dar, gândiți-vă că avem zone de risc în anumite județe, nu în toată țara. Sunt zone în care activitatea poate fi repornită. Dar noi vorbim la interior în restaurante, dacă e petrecere privată, au voie 20. Dar de ce n-au voie 20 dacă nu e petrecere privată? Întreb și eu. Care e diferența? 50 au voie afară. Ok. De ce 50 și nu 30? Restul, când vorbim de ceea ce înseamnă igienă, de ceea ce înseamnă mască,
Astea sunt lucruri de bun simț, spălatul pe mâini, dezinfectarea pe mâini, distanța socială. Sunt lucruri pe care noi, dacă le respectăm, ne protejăm pe noi, pe cei din jur și protejăm și economia, pentru că nu putem ține economia blocată atâta timp. Astăzi am ajuns la 1 milion de șomeri în România. Poate nu știe guvernul, poate n-a aflat. 1 milion de șomeri, cred că pentru un guvern responsabil... Iar lucrurile nu se vor opri pentru aici. Pentru un guvern responsabil lucrurile... este o mină de aur. Absolut, da, bine. Un guvern care dorește să aibă o stare de urgență permanentă ca să poată controla și populația și economia și mai ales licitațiile sau achizițiile, că nici nu mai sunt licitații. Da. Ne uităm la DN15, alt ping-pong politic. Vine Nea Pilă de la... Am zis bine, nu? De la Iași. Da, am pronunțat cu până cu B. Da, da, da. Vine de la Iași și este întrebat, dom'le, dar când porniți până la urmă... Recunosc. Da, recunoașteți întrebarea. Recunosc în fața Marii Adunări Naționale. Deci când veți porni lucrările? Și aud acolo liberali care ei ar trebui să sprijine antreprenoriatul, da? Păi să ne înțelegem, să lucreze ăla care lucrează acolo, antreprenorul, fără bani și o să vedem noi când îi dăm banii. Și apare și întrebarea, dom'le, dar de ce l-ați prins cu ceva, ați făcut o anchetă, ați finalizat ancheta? Nu știu, o să vedem, mai analizăm. Pentru la, să neacă ca țiganul la mal, mai au atât de puțin să realizeze ceva atât de mare pentru județul Neamț, pentru oamenii aia care locuiesc acolo. Pentru că, până la urmă, ce ne propunem toți? Să creștem calitatea vieții. Dar noi, în fiecare zi, scădem calitatea vieții. Și în sănătate, și în educație, și în social. Asta facem noi. Da. Trebuie să ne oprim cu emisiunea, dar nu înainte de a citi câteva mesaje. Domnul Oprea, bravo domnule Harbuș, circul politic care este nenorocirea care ne afectează pe toți. Doamna Oana, să nu credeți că noi votanții nu vedem acest război absurd despre care vorbeam. Doamna Anton, bună dimineața, mai beau o cafea cu dumneavoastră și noi cu dumneavoastră. Și să-i spunem domnului Harbuș la mulți ani, subiectul este deosebit de actual, țara noastră și a pierdut frumusețea și sănătatea prin aruncarea de gunoaie la tot pasul. Din majoritatea consiliilor locale fac parte persoane a căror unică activitate este să ridice mâna la vot după cum dictează partidul, ceea ce spuneam și noi. Și haideți să încheiem cu mesajul prietenei mele, Irina Lavinia, care spune: sunt multe de spus despre zona Vălen, dar sunt articole destule cu date oficiale, mai ales de când a intrat ICOT-ul acolo. Dar, concluzia, să nu-i stricăm ziua domnului Liviu Harbuș cu asemenea subiecte. Și vă invită... Nu mi-a stricat. Chiar mă preocupă și mi-aș dori ca măcar, dacă nu anul ăsta, la anul de ziua mea, lucrurile să fie schimbate. Doamna vă invită să faceți ce ați făcut acum 4 ani. Asta vă invită. Doamna, eu nu spun nimic. Adică să pierd alegerile? Nu, să candidați. Să candidați. Acum, cum să vă spun? Numai o simplă candidatură. Eu știu că acum, în momentul acesta, sunteți retras din zona politică. O simplă candidatură care ridică probleme și care îi face și pe ceilalți contracandidați să-și folosească materia cenușie. Da, poate este fi stimulativ. Este stimulativ. Uitați-vă la domnul primar Chitic, care a auzit pentru prima dată acum 4 ani de la mine ce înseamnă oraș inteligent. Și acum folosește termenii respectivi. Și a început să-i placă. Nu, îi folosește. Cel puțin la nivel de retorică. Acum să vedem ce se va întâmpla și în teren. Trebuie să recunoaștem că este un pas înainte. Absolut. La sunt foarte fericit. Deci termenii în 4 ani, între timp ei mai capătă și alte conotații și poate fi... Ok. Da, dar lumea merge cu altă viteză decât merge domnul Chitic. Lumea merge înainte cu altă viteză. Vremurile se schimbă cu o viteză amețitoare. Trăim acum o perioadă în care lucrurile se schimbă de la zi la zi, la nivel mondial, la nivel de economie, la nivel social, în fiecare moment. Nu poți să stai într-un glob de sticlă și să-ți închipui că lucrurile pot trece pe lângă tine atât de ușor. Știți ce mi-este teamă, domnul doctor? Că peste 2 săptămâni
și asta e un termen, cum să zic, optimist, dacă nu mai e repede, va trebui să facem o emisiune, să vorbim despre ce se întâmplă în, cum spunea cineva, în centrul democrației mondiale, undeva în Statele Unite. Noi am mai făcut această emisiune. Da, dar pentru ce se va întâmpla de acum? Eu vă provoc săptămâna viitoare să publicați un articol și în ziar, pentru că ziarul scris, în Mesagerul, e foarte important, pentru că oamenii trebuie să fie informați. Probabil că nu toți au timp să se uite la BBC, la CNN, la Fox. Cu mare plăcere. Cu mare și plăcere. Ar trebui să îi informăm. Îi informăm. Domnul doctor, încă o dată mulțumim pentru participarea la emisiune. La mulți ani încă o dată. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Nu uitați, numărul 445 din Mesagerul. Avem și două portrete, două interviuri extrem de interesante cu șefii de promoție de la Liceul, Colegiul Național Calistrat Hogaș din Piatra Neamț, printre alte subiecte. Și nu pot să nu spun, pe ultima pagină, despre sloganul să sprijinim întreprinzătorii locali, varianta Piatra Neamț. 12 firme importante au solicitat realizarea unui sens giratoriu într-o zonă extrem de aglomerată a orașului, pentru că le blochează într-un fel activitatea. Firmele acelea au sute, dacă nu mii de angajați în total, au o cifră de afaceri de peste 70 de milioane de euro și plătesc impozite locale de aproape 2 milioane de lei. Mă scuzați dacă îmi dați doar 10 vă rog, secunde. Aveți jumătate de minut. În mod normal, primăria, în urma analizei pe care ar trebui să o facă fiecare zi, trebuia să vină întâmpinarea acelor companii. Nu trebuie să vină companiile să stea, să plângă, pentru că companiile... Au cerut oficial. Au cerut oficial pentru că uite, primăria nu face o analiză. Vă rog să dați imaginea să cu firmele, cu firmele care au semnat. Citesc foarte repede. ADF Prod, Mecanica Ceahlău, Vinalcol, Izvorul Muntelui Apă Minerală, Rocom Internațional, Real Cons, Euroem, Maelvi, Sirca, Prodalcar. Cât plătesc taxe și impozite, parking. Taxe și impozite locale aceste firme? Trăiește primăria și completează bugetul din acești bani? Nu sunt bani. Dă-le ocazia oamenilor să contribuie la făcutul sensului giratoriu și scadere din impozite. Da, ar fi ideal. Dar asta se poate face până la un anumit nivel, restul doar prin schimbarea legislației. Știu, dar găsim soluții, căutăm soluții. Absolut. Dacă îți pasă, găsești soluții. Da. Ne oprim aici, oameni buni, o zi frumoasă, un weekend frumos, că se apropie weekendul și sănătate.